am câștigat cupa, sunt aici. Ce mai contează? Hai, hai, hai acum, haide. Totul e live la noi. E voie. Da. Bă, dar prindeți-o pe fată, mă, că ești cu tricouri la fel. Așa, dragă, uite, ei sunt o echipă. Eu sunt ăsta în plus aici. Suntem o echipă, da. Da. Neața, Ionuț, bine ai venit. Neața. Primul invitat al celui de-al 5-lea sezon, la cea mai bună dimineață. Și n-ai venit cu mâna goală, ai venit cu o cupă direct, care ai produs-o ieri, să zic așa. Da. Ți-au purtat noroc fetele. Mare noroc. Noi ne-am înțeles în sezonul trecut, trebuia să mergem și noi. Noi nu am reușit să ajungem la Alba Iulia. În schimb, Lidia și Ioana și, sora mea. Și sora ta au fost prezente alături de Ionuș și au purtat noroc că, uite-l, că n-a venit cu mâna goală. Da. Da, bă, Lidia zise ieri, bă, dar vreau să mă plimb, eu nu-s cu mașina, că promis că mă duci o tură repede, că colegul de anul să meargă, că lui e frică să meargă tare cu mașina. Și am zis, Lidia zice, eu mă duc, că nu-i problemă, că nu-i frică. Am curaj. Dar nu mai apucat. Am urcat cu domn profesor prima urcare, a doua urcare, când am ajuns fetele. Am înțeles. Deci era timp foarte... Era foarte limitat. Am fost acolo o bătaie așa destul de strânsă la sub o secundă. Așa? Așa timp scurt. Am venit 1.59.402 și cel din spatele meu 1.53.200 și atunci am avut un pic mai mult de muncă și atunci nu am putut să mai, dacă aveam, să spunem, câteva secunde în mâine, că ne puteam, am înțeles, să spunem, distra. Ți-a plăcut, Lidia? Da. A? Eu? Foarte mult. Ionuț, serios acolo? Nu-i da, cum ori știi de obicei, serios, a? Da, sunt acolo, galerie. Galerie, a fost fătele pe probă, te rog frumos. Mă, nu știu ce ați făcut, dar știu că le-a plimbat. Câmpeanul pe jos de febră musculară. Să învețe să conducă, bă. Da, deci vine și zice, bă, dar atâta ne-am plimbat cu, cum îl cheamă? Cu Mihai Câmpeanu. Cine a plimbat, domnul Mihai Câmpeanu? Zic eu, și v-a dus tare, că el merge tare cu mașina, va asta, va... Nu, că ne-am plimbat pe jos. Cum, bă, ne-am plimbat pe jos? Păi da, omul pilot de raliu, m-a plimbat pe jos. Pe, nu, a început, mergi pe jos și după aia avea diferența. Păi cam mare diferența pe jos cu mașina. Prima lecție este mersul pe jos cu Câmpeanu, pe probă, ca să vezi de afară cursa. Am înțeles. Și după aia ai înveți mersul în mașina de curs. Nu, dar la care Lidia spune, dar știi ce a zis domnul Câmpeanu? Ce a zis, dragă Lidia? Că ne învață, că mă învață să conduc mașina de raliu. Păi cum ne învață dacă voi vă plimbați pe jos? Și ea face așa. Nu te-a dat deloc o mașină. Cum să nu? Ai stat în mașină. Ai făcut pe o poze. Atât. Avem material. Imediat, stai că întreb și eu. Imediat avem material cu filmări de la raliu, de la Alba. Și o să vedeți, a fost totul foarte, foarte... interesant, foarte o luptă deosebită acolo, s-a dat locul 3, bun pentru Ionuț, locul 3, nu? Sau nu, ar putea să ieși și 2, dacă zici că a fost așa scurs timp. Era bun și un 2, dar mai ales un 1, pentru puteai că... Puteai să iei 1. Nu, dar poți oricând. Să... A fost diferență mare între tine și locul 1? 2 secunde. Păi nimic, ce e 2 secunde? Da. A dat 2 secunde pe 3,2 secunde de probă, e destul de mult ca să-i scoți de undeva. Da. Da. Și următorul clasat, câte secunde a avut? 4, 5? Celălalt a fost poate la 4 secunde. Față de tine sau de primul loc? Da. Față de mine. Dar eu nu ți aici contează și mașina sau? Automat contează. Deci la grupa a clasa a 4, motoare peste 2000 km cubi, 4x4, tot ce sunt eu, a fost 6 concurenți. Și noi primii trei care, să spunem, acum suntem deja cam jucat campionatul. Voi vă știți. Anul ăsta cam e greu cel de pe locul 2 să-l ajungă pe colegul de pe locul 1. Eu mai am șanse să merg de 2, să fiu vicecampion. Adică bătaia, dacă forțăm, poate să... Și câte victorii sau ce mai trebuie ca să ajungi pe locul 2? Pe acum sunt la 10 puncte de locul 2. Așa. Adică un locul 1 la Câmpul Lung și... Te-ai trecut în față. Da. Da. Se poate spune că poți să te pregătești mai mult sau să faci mașina mai bine sau cum poți să te pregătești pentru mai mult antrenament. Cum am spus și la emisiunea trecută, noi nu avem unde să...
ne antrenăm și așa. Da, îl luăm în ordine invers, începem cu premierea. Avem imagini de la premiere. La tineri copii. Adică asta e echipamentul oficial al echipei. 28. Felicitări celor trei concurenți. Că la 10 ani face carte. A, da, zi așa. Păi zi așa, povestește. Deci de la 10 ani face carte. În mintea lui, lui nu are nimic ca decât... mașini, motoare. Da, să știți că asta are Ionuț foarte mare dreptate. Mă, cu ce te ocupi? Cu datul cu mașina. Altceva mai faci? Nu. Și atunci nici nu se poate concentra pe altceva. În fiecare weekend are câte o altele sportivă. Bai la karting, bai mănânce la raliul Iașiului. Adică eu care mă dau la 2-3 săptămâni, n-am antrenamentul. Eu zic că îți trebuie vreo 2-3 domnișoare ca și Lidia și să-i le bagi acolo în cantonament un pic, să-l vezi cum uită el de karting și pe ce, ce frână, unde, curbă, care? De ce? Despre ce e vorba? Da. Locul 3, 2, 1, bă, da, la locul 18, da, cu kartingul așa e. Și cred că vede tot karting, că de-aia merge așa, că la karting ești obișnuit într-un fel așa să stai lipit de drum. Eu zic că el n-are nimic. Dimineața... Setat pe. Setat sosire. Contează foarte mult să știi traseul și să te dai mult pe el? Da, la coastă fiecare... viraj trebuie atacat, are punctul lui unde trebuie să-l închizi, trasa ideală. Deci ne jucăm la Teliu, am pierdut locul 2 la 4 sutim, cumulat. Adică... 4 sutim, alunii nu le simți, nu știi cum arată 4 sutim, nu știi să nume. Ce alea? Aici a fost cumulat, adică pentru două urcări, adunate secundare. Deci, în sportul ăsta, o frânare, orice dare mai târzie, îți... Da. Avem și eu din mașină ai sau de pe, hai să vedem acum. Da. Așa e impresia că Ionuț e pe la merge până la Kaufland, se grăbește că ce viteză? Cam ce viteză avea? Da. Acela? Am avut pe palier drept 182, pe ce mare viteză. Cum 182, mă, că zici că mereu la piață, să uite-l pe ăsta ce s-a speriat. Că ăla ce față a făcut? Că 182 la oră. Hai mai dă-ne urcare, să vedem. Și tu vrei să mă ducă cu mașina cu 182. Păi dar cu cât te ducă? Mai ce nu mor, merge omul, cum? Vezi. Aici n-are 182. Cum te zic? Cam cât intri în... Așa pare... 70 a fost 100. N-am... Nu, eu nu știu, nu am uitat, nu mă uit la... Eu știu că am citit aseară calculatorul mașinii și... Graficul de viteză a fost pe o porțiune de dreaptă, 182 de km la oră, de la start. Și când mergeți în recunoaștere, mergeți la vitezele cu care mergeți în concurs sau nu? Recunoaștere oficiale se fac cu circulația închisă și mergi cum vrei tu. Cum vrei tu, adică trebuie să mergi din ce mai mult să vezi cât merge mașina. În rest, când te antrenezi pe stradă cu circulația deschisă, forțezi. Dar eu nu, tot am vrut să întreb eu un pilot de raliu. Și să-mi explice și mie. Și acum tu ești lângă mine și nu te mai scap. Bă, cum merg aia de la campionatul mondial de nici n-a pus să dai din volan din ce-i filmat acolo. E altceva. Nu are nicio treabă. Fiecare coastă are un stil de pilotaj, raliu, asfaltul alt stil, macadam este altceva. Dar ea merg pe toate suprafețele. Da, dar fiecare suprafețe de rurale sau are alt stil. Pe zăpadă conduci în altfel, pe macadam... Da, dar mie mi se pare că ăia îs de departe, nu se compară cu... Formula 1 mi se pare mult mai ușor decât ce fac ăia acolo. Dar aia fac tot ziua. Deci au un VRC, un IRC unde se dau, se antrenează, merg la săptămână, pleacă în altă zonă pentru test antrenamente. Și atunci, având toată perioada asta, deci asta e viața lor. Toată ziua așa de concurs și se antrenează. Dar așa e că un om obișnuit n-ar putea să conducă așa niciodată. Nici măcar la jumate din ce fac ei acolo. Deci, de condus, oricare dintre noi putem să există un campion. Bun, am înțeles. Acum, de talent, fiecare care are talent. Da, adică nu merge așa că mă urc la volan și eu conduc foarte bine și... Și nici nu-i... Recomandat să mergi pe drumurile publice. A, nu mă refer de drumurile, că mai sunt din ăștia, ai văzut, și ajung cu ele prin pomi și Doamne ferește. Dar totuși, când vezi vitezele alea, tu tot uiți, bă, dar ăștia sunt normali, sunt pe planeta asta,
mai ales și eu pe aia când îi văd prin pădure, pe aia mă dau gata. Că-s numai copaci în stânga, dreapta și merg pe acolo cu 200 și... Deci acolo deja e... Multă școală. Multă școală. Da. Da. Multă experiență. Următorul... Câmpul lung. La traseu cum e? Ce trebuie? Acolo e un traseu de viteză și mine m-a ajutat mult lat de viteză, la alb a fost... Deci ți nu-ți plac astea, în doi, pe aici, iau pe aici. Să mergi. Să mergi, să ai unde, să așa, frână, bordura, cum... Da. Deci ăsta la viteză zici că e ce trebuie? Am fost la Deliu, unde a fost un traseu de viteză și unde chiar am... A fost luptă. Te avantajează și stilul și mașina. Stilul și mașina, corect. Perfect. Deci, adică tu calculezi un loc întâi. Da, normal. Tot timpul, la fiecare etapă, calculezi un loc întâi, dar știți pe copilul care e setat pe ești drumul? Iar vine copilul ăsta. Zici să stai acasă cu care bag și din alea, explică. O luam acolo, ce faci? Nu știu ce faci. Dar se antrenează des sau care e? Fiecare weekend el are câte un eveniment. Baie la karting, baie la rally. Deci el mai merge și la karting încă? Da, și merge și la etapa, cum merge la raliul Iașului. Deci automat marți se pleacă la antrenament. Deci atunci fiecare... Deci la școală mai merge? Păi e vacanță acum. Păi da, dar se termine. Bă, chemați-l mă pe ăla la școală, mă. Deci dar auzi, el e pe locul întâi acum. Da. Dar cine e taxul de arața bani? Taicusul a fost campion și el de raliu. Da, băgat asta cu raliu costă mult, deci nu poți să te bagi așa. Destul de mare costă. Eu știu. La raliu nu mai spunem. Și participă și la raliu. Da. A, deci tati are bani. Asta este. Băi, și domnul Tăricianu are copilul care se dă cu cartul sau acum a mai crescut sau nu? Se dă și la coastă. Da? Da. A apărut și el? Da. Ce mașină e la tati? Un Saxo. Bravo, nenea Tării. Un Saxo e să fie bine. Și pe aia crește. De la Saxo, că are bani. Cheta, sigur. Salariu bun, acolo, la Senat. Bun. Ionuț, mersi mult, mai lei pe fete cu tine. Cum să nu? Mă, mai mergeți? Gagicile. Hă? Vă plimbă Mihai Câmpeanu pe jos de vă rog. Acum zice eu, nu dați drumul, poți kilometri, pe jos, până în capăt. La orice coastă, ca să îi vezi gerașa, se face o urcare pe jos. Pe bune. Pe bune, nu fac deci așa. Eu am crezut că e mișto de s-au plimbat ele pe jos. De. Ca să efectiv să-ți vezi virajele, ce m-a recomandat e să nu o faci cu mașina. Da. Deci am văzut din toate colțurile. Da? Păi ce bani, de aia nu chemat eu, nu ți-ai zis, ne plimbe pe Tarlau aici. Nu, că a fost frumos. Da? O plimbare frumoasă, în natură. În natură. Ai câștigat un premiu, ce, o plimbare cu Mihai Câmpeanu, dar pe jos. Următoarea la Câmpul Lung, ai zis, nu? La Câmpul Lung 20-21, al doilea, al treilea weekend din septembrie, iar la finalul lunii septembrie facem la Vrăria de Mureș. A, pe aici prin zonă, Vărădia, da. A, nu, lângă Arad, încolo, către Arad. Încolo spre Săvârșin, da. Cupa Axis. Deci un eveniment propriu al vostru. Propriu, în colaborare cu un club sportiv VSS din Timișoara, facem un campionat regional. Așa. Ca să mai aducem și... Și te dai cu ce mașină vrei? Tot cu mașină de... A, tot înscris în VTM, în campionatul național? Teatru regional de VTM, tot sub egida nu, frasului. Nu, dar trebuie să ai mașină. Egida frasului, da, nu-i ca la... Păi nu o faci și noi, ne dăm și noi alătură. Eu cu ce? Cu rolele, dacă vrei. Păi nu fii copilot, că mă dau eu. Copilotul cui? Al lui Lidia, să mergem pe jos. A meu, păi iau eu mașină dacă nu. Fii atent, fac rost de mașină sau dacă nu, în cel mai rău caz, zic la Mihai Câmpeanu să ne plimbă. Pe jos. Cu Mihai Câmpeanu, mă plimb oricând. Da. A concurat și el sau nu? El nu. Cu mine în dreapta. Cum el e copilotul. A concurat în dreapta, nu se conducă. Păi nu, păi, și el conduce, că și el... Da, nu, e pilot. El are un BMW, un Golf 1. Golful ăla alb. Alb. Uite, văd că e cu Golful. Să ne dea cu Golful? Da. Așa vă dă un video cu Golful, uite aia. Ce treabă. Și-a lovit din Golf 4, adică sunt mai... E Golf 1. Da. Vorba aceea. Bun. Ce motorizare are pe Golf? Ceva. Un 2-2 ceva cu carburator. O prostie care face o gălăgie, așa-i? Nu știu. Nu l-ai auzit? Vai, face o gălăgie, cred că mai tare ca a ta. Dar numai gălăgie, acum nu are aceeași. Cum a fost vremea? Destul de frumoasă la Alba, nu? Dimineața răcoare, dar la prânz, când a fost orice de concurs, a fost ok, am 20. Da, auzi, acum eu fac o propunere. Atât de bine este în tricoul ăsta, la faptul că ai putea să-i lași. Dar cei care au rămas tricoul la el?
Păi și tu n-ai zis nimic. Cum trei tricouri? Două, că unul trebuie în bonus aici pentru arbitru, pentru mie, nu? Dacă vreau să fac unul fără selfie și la fiecare emisiune. Mă, dacă îmi faci, chiar la fiecare emisiune nu o să pot să mă certe cineva. Că n-am voie să apar, dar așa dacă îmi faci unul, mai vin cu el la emisiune. Că stă tare bine și arată bine, culorile astea fantastice. Stă bine pe ei, nu pe tine. Foarte... Uite pe Lidia ce bine stă. Lidia, nu mai povestesc. Că, hai să povestim repede, repede de rubrica care o să o avem la noi în emisiune, o felie de tine. De Access Emergency. Sfatul medicului de urgență, care începe săptămâna asta, o emisiune în colaborare cu Access Emergency, unde colegii mei, domnii sau doamnele doctor, vor da sfaturi interesante despre... Deci odată pe săptămână ne-am gândit cu Ionuț dacă tot e să facem ceva, să îmbinăm utilul cu plăcutul și o să vină un paramedic... Un medic. Este o mică mare diferență. Para și medic. Da. Medicul e mai tare decât para. Medicul are minim 6 ani de facultate și 5 ani de rezidențiat, paramedicul are un curs de 6 luni. Deci un medic vine care știe despre ce vorbește. Da. Un medic care o să ne spună, bine, e medicul de urgență, așa se și cheamă rubrica, medicul de urgență, e vorba despre urgență. Și în cazul în care, nu în cazul în care aveți urgență, sunați la noi, sunați la ei, dar în cazul în care... Sunați pe... Da, păi noi o să fim niște mari specialiști. Atențiune. Nu, dar sunt multe lucruri pe care... ce trebuie, cum trebuie să interveniți în caz de, și o să vedeți despre ce e vorba, pe o perioadă mai lungă, medicul de urgență, în fiecare luni dimineața, începând de astăzi, numai astăzi l-am chemat, azi a fost cu tine, tu nu ne dai niciun sfat, ne plimb cu mașina, dar de săptămâna viitoare o să avem această rubrică, începând cu orele 8 și 5 minute. Eu nu ți-ți mulțumim mult. Facem și sfatul pilotului de raliu, dacă vreți, da. Odată pe lună. Să știi că avem o rubrică care debutează tot săptămâna asta, se cheamă mâine, se cheamă Școala de Șoferi. Și anume vorbim de conduită în trafic, de semne de circulație, care fac pariu că nici tu nu știai, mi-a zis omul ceva și eu mă dădeam mă mare șofer și mi-a zis, știi că de fapt ai voie să depășești, dar n-ai voie să depășești? Sunt două semne care se contrazic? A zis, nu se poate. Și mi-a dovedit. Și o să vedeți și voi despre chestii de genul ăsta începând de mâine. Mersi mult de tot. Mulțumesc și eu de invitație. Și succes. Te mai așteptăm. Mult succes. Vă doresc un cât de multe sezoane la cea mai bună dimineață. Și să avem o colaborare de cât mai lungă durată. Întotdeauna. Ne vedem imediat după o scurtă pauză de publicitate.